Fiul fostului președinte Oleg Voronin nu va scăpa de dosar penal. Centrul Anticorupție a anunțat astăzi că inițiază o urmărire penală, dar nu pe numele omului de afaceri, ci pe faptul spălării banilor și evaziune fiscală. Ofițerii ai centrului și procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție examinează materialele acumulate. Nu cunosc între aceste două ore cât a mers ședința Guvernului. Urma să se decide pe marginea pornirii urmăririi penale pe faptul examinat privind tranzacțiile pe cardurile persoanei respective. Cred că deja această cauză penală a fost pornită. Oleg Voronin a ajuns în atenția ofițerilor după ce ziarul Timpul a publicat descifrări cu plăți de pe cardurile bancare în perioada ianuarie 2008-2009. Oleg Voronin ar fi cheltuit peste hotare mai mult de 60 de milioane de lei, în timp ce veniturile în această perioadă nu au depășit 4 milioane de lei. Centrul Anticorupție nu a explicat de ce nu s-a autosesizat până acum, în condițiile în care legea prevede că orice tranzacție mai mare de 500 de mii de lei trebuie automat verificată. Voronin Junior a negat toate acuzațiile.